Bitches. Dacă vrei să cumperi coins, intră pe fifacoin.com, linkul în descriere, folosește codul DEDRI pentru 5% reducere, găsește aici coins de la orice platformă, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, PC și Android. Yo, hey, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Carieră cu Hagi, no? Bun, aici este Hagi, șeful banilor. Nebunie mare la Torino. Bun, deci în urma episodului trecut, desigur că n-am încercat să facem toate chestiile alea de bă, dacă merge sau nu funcționează chestia aia, că bă, când dai sim se restartează jocul și nu știu ce și nu știu alte chestii. Încă mai sunt anumite speculații și alte chestii, dar ce zic eu este că eu continui tot așa, adică până acum n-am avut probleme, tot timpul a evoluat jucătorul meu și toate cele și când dădeam sim și alte minuni. Deci eu voi considera că este bine, continuăm tot așa cu simuri. Deci, prin urmare, normal că și acest match potriva Atalantei îl vom juca doar așa până pe la jumătate, o repriză, așa jumătate e repriză și... Da, rămâne de văzut. Bun, hai să vedem. Nouă goluri, sunt pe numărul 1 aici în seria, normal, ca și goalgetter, Hagi goalgetteru. Și totodată am uitat să spun înainte de a începe videoul, desigur, dacă vreți coins puteți intra pe linkul din descriere și totodată și jocul la cea mai bună prețuri. Bun, dar chestia este următoarea. Vreau să mulțumesc tuturor pentru activitatea voastră și pentru susținerea acestui channel să continue tot mai departe. Când văd așa parte de susținere partea voastră, tot îmi vine să pun mai multe videouri și normal că ușor tot pun. Chiar îmi fac mai mult timp de data aceasta, chiar dacă greu, dar îmi fac timp fără alte comentarii, fac timp pentru voi să pun video și toate cele. Și desigur, că numai pur și simplu când vezi că videoul tău strânge 4.000, 5.000 de vizualizări așa în vreo două zile și mai vezi apoi vreo 300 de like-uri, 500 de like-uri, bă, deci... îți ridică moralul și cum ți se ridică moralul, îți vine să pui mai multe videouri de la fac eu. Bă, că la le place, mă, ce fain, foarte bine, mă bucur că iar încep să fac multe vizualizări și chestii pe FIFA și nu știu ce, hai să mai pun FIFA, ho, ha, ha. Na, ce să zic, nu poți face o muncă și nimeni nu-ți zice bravo, mă, pentru munca ta, bravo, nu știu ce, nu știu cum, dacă te muncești ca nebunul și nimeni niciun mulțumesc, niciun like, nici o vizualizare. Știți cum e, se taie craca, e ca și cum, cum ne pune gen mamele noastre, bă, fă curat în cara ta, că e haos, apoi curat, pam, și apoi dacă să zic că nu ți-ar zice în vest sau ceva genul, mulțumesc nici și holy shit, golazo, Hagi, a, nu chiar golazo, dar este un gol, Hagi, se vede, Hagi, ce fain a fost faza asta când a scutăzat cu degetele spre spatele tricoului Hagi, că numai el ar putea să dea un asemenea gol. Superb acest gol aici versus Atalanta, care na, nu este echipă cine știe ce. Deci de-aia am și zis că joc așa o repriză 100% încât na, să mai dau niște goluri acolo. Și cum ziceam de acea chestie, băi, ca și cum cineva te-ar pune să faci curată camera ta sau să tai lemne și niciodată nu-ți zice bravo, ia ce frumos ai făcut, bravo, să mai faci și adică să te susțină, să... Na, normal că ți va fi scârbă și îți va zice, bă, da, eu mă simt bine în cameră așa cu niște sticle pe jos și nu știu ce, dacă și așa, știi ce zic, dă-l încolo. Dar dacă îmi zici că ia mă că îi place când e curat în cameră și alte chestii, na, hai că fac curat, că știi cum e, poate mai dă un ban acolo și chestii și mergi și bei. Pe cola, bă, normal, bă, nu vă gândiți la prostii, bă, bă. Pe cola, mă, bă, deja ăștia se gândeau la... Nu-i voie, nu-i voie, mai încolo. Ajunge și voi acolo la un 18 plus. Ha, sunt pe cine glumim, măcar până la un 15 ani. 14 acolo, 15. Oricum, hai să terminăm cu prostile. Nu vreau să vorbesc de astea aici în video. Că mai degrabă în jur decât de astea. Bun, hai să-l vedem aici pe Hagi. Era la să mă faltez acolo. Hai, Hagi. Oh, ce fain a făcut acolo. Stop. Oh, cic. Oh, ai. N-a ieșit faza. Ia-l-ai pe Perez aici, ultimele minute, Baseli 2-2, Baseli, bravo Baseli, faci mai aici așa un stop frumos, nimeni nu vine la assist, ia craci, gol, Montero,
Sau eu. Cine a dat golul? Montero. Cred că Montero a dat golul. Da, bravo Montero. Sunt foarte curios dacă mi se pune ca și assist sau nu, dar practic am șutat și din portar a mers schema și ăsta a dat cu capul. Dar dacă nu dădea el cu capul, era golul meu, uite-te, ia. Bă, deci ăla era golul lui Hagi, dar vine Montero și și-o băga capul. Și, da, o finalizat-o el o dat golul, eu mă rog, am mult să fie măcar un assist acolo, dar mai mult ca sigur nu va fi assist ăla. Așa că mai bine îmi lăsa mingea dracu în pace, ea era liniștită în poartă și, hei, erau două goluri Hagi. Dar, hei, asta este de lângă, lasă și pe Montero să dea un gol. Bun, să termină repriza, cum ziceam, vom da sim de restul de meci acum. Am dat și un gol, 10 goluri per total, foarte, foarte frumos și, da, hai să vedem cum am niște statistici aici, ce și cum și cum. Sunt foarte curios să mă uit acolo dacă, nu, ce mi-a părut ăla. Sunt foarte curios dacă ăsta mi s-a pus assist. Nu, normal că nu mi s-a pus assist. Dar de ce să mi se pună assist? 10 goluri acolo, foarte bine. Suntem înainte la Mandzukic. Mandzukic ușor vine din spate, așa ostentativ, vrea să ne detroneze de pe acea poziție. Dar Hagi se ține bine, se ține cu dinții. Și am evoluat acolo un punct la dribbling, foarte bine că cu dribbling-ul văd că foarte bine mă joc mai nou cu dribbling-ul. Player of the Month, am câștigat. Ce tare. Stai, nu scrie pe ce pun eu aia. Player of the Month, ăla-i jucătorul lunii. Jucătorul lunii este Hagi. Ia câte puncte îmi cresc acolo. Numai că am reușit să fiu jucătorul lunii. Incredibil. Deci dacă e jucătorul lunii, văd că îți evoluezi o grămadă, mă. Superb. Sunt jucătorul lunii. Și foarte bine ne-au prins chestia asta că suntem jucătorul lunii. Și acum avem aici un match versus cei de la Fiorentina. Și da, suntem ce kituri simple au. Ia, asta este frumușel. Bă, și asta e interesant, astea clasice. Dar lăsăm ăsta mov, simplu, preferatul lor. Și hai că va fi un match interesant ăsta. Let's go! Pum, 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 în stadio El Clasico aici. Fiorentina versus Torino. Cu Hagi, omul lunii. Deci eu am fost ales ca fiind omul lunii. Bă, jucătorul lunii în seria, bă, jucătorul lunii. Deci nu în echipa săptămânii sau chestii de genul acesta, ci în jucătorul lunii. Eu sunt. Bă, deci clar, bă, deci eu cred că acum ar fi frumos să primesc direct oferte de la o altă echipă, că nu aș vrea să mă pun eu pe transferuri, că ar fi urât, că cei de la Torino m-au primit aici foarte frumos, mă joacă tot timpul. Practic aici la Torino am evoluat de vreo două ori mai bine decât la Ajax. Nu din punct de vedere fizic, din punct de vedere ca jucător, ca și goluri, ca și... Na, sunt mai celebru și eu, un picuț acolo, lumea mă știe, lumea îl știe pe Hagi. Se vede, uite ce bine am evoluat eu aici cu Hagi, la Torino mi-a crescut ratingul din numa. Mai că îs goalgetter în seria și de asta vreau tot să rămân în seria, deci dacă deci de asta mi-e frică să mă pun pe ăla de transferuri. Că dacă mă pun pe ăla de transfer, pe ce să-ți primez niște oferte foarte bune de la echipe din afara Serie A? Și eu nu aș vrea să mă duc din Serie A, pentru că deja am tot jucat în Barclays Premier League, o grămadă chiar. Și nu zic că m-aș mai duce să joc, dar e chestia că eu vreau să am titulatura aia de goalgetter. Și acum am o șansă foarte mare să iau aici cu Torino sau, mă rog, cu altă echipă din Serie A. Că dacă te duci în altă ligă, normal că ți se șterge istoricul, nu poți să duci... toate golurile date în Barclays Premier League dacă tu le-ai dat în Serie A, ceva de genul. Și așa aș vrea să te rămân în Serie A, că așa îmi rămân golurile date. Să zic că mă duc de la Torino la Milan, de la Torino la Juventus, de la Torino la Roma, de la Torino la etc. echipe. Poate că nu chiar Fiorentina, că nu... Ar fi, nu știu... și Fiorentina ar fi o soluție, da, că e echipă mai bunicică ca Torino, da. Nu m-aș simți așa foarte comod acolo. Parcă mai cum mă simt la Torino, culmea. Dar rămâne de văzut, totuși aș vrea să rămân în seria acest sezon. Deci un sezon complet să-l fac în seria, fie la Torino, fie la altă echipă din seria. Și după aceea, desigur, după ce un sezon și să iau acel trofeu frumos, acea gheată de aur, acea... să fiu recunoscut acolo că am fost goalgetter în seria și toate cele. După aceea, desigur, mă mut la orice echipă îmi vine din Spania, merem în Spania, vine o echipă faină, un PSG, un ceva de genul din Franța, merem în Franța,
primim o echipă bună din Italia, mai rămânem un sezon în Italia și bă, ne putem distra, ne putem juca o grămadă aici cu Hagi. Și da, chiar de-abia aștept să te jucăm mai mult, să te fac mai multe episoade, să fac să evolueze Hagi, să îmbătrânească Hagi, merem acolo, deja îmbătrânim, deja ușor, ușor de la echipe mari ajungem la echipe mai mici, poate ne retragem mici colo, poate în Arabia, poate în Rusia, poate în America, ar fi o chestie în America, mi-ar place mie să mă retrag, ce-i drept, acolo se și retrag jucătorii mari, de exemplu Pirlo, Gerard, Kaka, toți ăștia în America se vor retrage, nu se duc în Arabia, ceea ce na, e fix opusul echipelor jucătorilor mai na, gen România, care toată lumea se duce în Arabia. Da, mă rog, Emirates, whatever, cum vreți voi ziceți, Dubai, chestii, trestii, bla bla bla, la Cămile, se duc la Cămile. Bun, eu cu Hagi nu cred că o să mă duc la Cămile, chiar dacă ar fi amuzantă chestia asta și tradiția României cu Cămilele. Ar fi Rusia, Turcia, era suit de Turcia, frate, da, Turcia, mai este și Turcia acolo, o destinație de retragere. Și încă o destinație faină. Oh! Gol, Hagi! Hai să mă îmbrățișez cu ăsta, așa. Oh! S-a capul spațiul meu, Montero. Așa. Super, aici un gol frumos, Hagi, din pasărul Montero. Chiar foarte bine că am celebrat așa pe Montero, dar el mi-a pasat și i-am finalizat această schemă. 11 goluri în Serie A, înscriem aici în minutul 50, foarte bine venit. Și da, foarte fericit sunt și eu. Barabim, barabum, barabim, barabum. Oricum, deja eu vorbesc de retragere și de chestii de genul ăsta, dar încă sunt de acolo, pe la vreo 20 de ani, încă sunt tinerețe, frate, încă pot să rup gura târgului. Și Ronaldo, la tăți anii lui, încă poate juca încă vreo 5 ani fără probleme. Apoi Messi, el e și un ticuț mai tânăr. Oh. Nu sunt nici jucători care nu contează vârsta, mă, bă, tător juca bun, chiar la orice ce vârstă. Și aici am vrut să dau cu fine shot acolo, așa, să nu dau în dreapta, să dau în stânga, dar se vede că... Na, fițele mele, na, mai bine șutam direct, oricum, da, totuși, Tătărușanu-n poartă, Tătărușanu, vedeți, îl vedeți, șmecherie. Ok, văd că m-a scos afară antrenorul, ce drept am fost cam epuizat că tot căutam acel gol și am dat sim the rest of the match și cred că acum când te scoate deci Hagi is unbeatable. Ah, deci este de nebătut. Bun, văd că Torino câștigă aici per final împotriva Fiorentinei cu 0-3, normal. Acolo am dat și un gol, 11 goluri, foarte bine. Batem Fiorentina din numai, eu sunat apa în capul lor. Și desigur, da, am dat și un gol. Tă mere bine. Antrenorul mă felicită că, bă, eu sunt de nebătut și toate cele. Eu sunt number one, eu fac legea peste tot și cam așa este, eu fac legea. Bun, oricum, da, sunt chiar curios acolo cu transferul și toate cele. Avem aici un match cu cei de la Capri, cu care nu prea aș vrea să joc. Da, mă înțelege, sper că. Nu vreau să joc cu cei de la Capri, deci dăm așa un sim. Aș vedem totuși ce s-a întâmplat la meciul acesta cu Capri. Am câștigat 1-0 la noi a Căsucă și da. Bun, hai să vedem. Am aici antrenamentele, asta și am și vrut să văd, să nu uit de antrenamente și să mai evolueze. Cei drept evoluează foarte greu, dar totuși evoluează și imediat că o să am ball control 90. Incredibil ce statistici, chiar că imediat o să mă uit acolo la chestia aia, să văd acolo de statistici, nu la My Career, la Squad Report. Dacă merg la Squad Report, așa, Hagi, foarte bine Hagi, 11 apariții, 11 goluri. Wow! 11 meciuri, 11 goluri și astea sunt statisticile lui Hagi, incredibil. Acceleration, nu prea avem accelerație, încât se vede, dar avem sprint speed, avem agility, jumping, stamina, culmea, avem 86 stamina, dar eu tot reușesc să-l omor pe Hagi pe teren, deci asta e interesant. Dar oricum atributele noastre devin din ce în ce mai bune. Nu avem de astea de apărare cum ar fi stand tackle, slide tackle, marking și alte pase și minuni, nu prea sunt eu cu pase și alte chestii. Poate le vom evolua și alea cu timpul. Rămâne de văzut, avem aici un match în Cupa Italia sau ce dracu e cupa asta? Cupa Team. Mă, ce drept, poate o să joc mai acolo și în Cupa Team încât să fac și acolo așa niște goluri și toate cele.
vom da mai departe, nu vreau să jocăm meciul ăsta de cupă. Câștigăm, normal că câștigăm, ce întrebare este asta. Avem aici un meci cu cei de la Palermo. Să joc meciul ăsta cu Palermo sau nu? Bă, hai să nu jucăm, hai că dă-l încolo de meci cu Palermo. Sunt foarte curios, cred că amul o să urmeze perioada de transferuri după această fază și de aia sunt picuț așa, un picuț pe viteză să văd că ce și cum se întâmplă și mai ales să-mi fac evoluțiile, că dacă mă transfer la un alt club, mi se duc dracu evoluțiile. Aia, văd că am reușit să fac attack position, facem upgrade la OVR, acum suntem 84 OVR, deci este beton, că am evoluat și la overall. Sau 83, vreau să evoluez. Whatever. Avem aici un match cu cei de la Spezia, care mi-e indiferent match-ul ăsta. Așa, câștigăm 4-0 acasă. Bă, de-aia mai dat goluri. Nu, n-am mai dat goluri. Dar totuși, bă, ce bine joacă Torino mai nou de când se opace. Ce dracu se întâmplă? Bă, ce se întâmplă cu Torino, mă? Cum o vine Hagi la echipă? Parcă toată echipa s-a ridicat. Nu numai Hagi dă gol. Și-am toată echipa, zici că e... Zici că e altă nebunie de echipă aici, mă. E incredibil așa ceva. Oricum a făcut evoluție și aia la pase, aia tare mult mi-o doream acolo să o fac. Foarte bine. Trecem mai departe. O să avem aici un meci cu cei de la Sampdoria, care cred că joc așa o jumătate de repriză cu cei de la Sampdoria, că totuși este echipă cât de cât. Și încă mă gândesc în legătură cu transferurile, cum să procedez. Mă mai gândesc un tipul meciului. O, param, param, Stadio Europa. O, frumos stadion. Ok. Match aici versus Sampdoria. Vom juca așa puțin, nu știu dacă jucăm toată repriza, dar vom juca așa puțin tel. Încerc să dau și eu măcar un gol acolo și rămâne de văzut. Un gol neapărat aș vrea să dau așa încât să fiu înaintea lui Mandzukic 100%. Și totodată încă mă gândesc că nu tare aș vrea să mă pun eu pe lista de transfer, având în vedere că mai mult ca sigur voi primi niște oferte foarte mari la care mai mult ca sigur nu le pot zice nu. Și așa, na, vreau neapărat, tare mult îmi doresc să fiu goalgetter în seria și să am chestia acolo în CV, gen, bă, că scrie acolo, bă, omul ăsta în 2016 a fost goalgetter în seria. Și asta, bă, asta ar trebui să cântărească enorm, ales așa pentru un viitor transfer o echipă imensă, cum ar fi, desigur, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, sau alte echipe foarte mari, City, de ce nu, poate mai merem iarăși la City, la un Liverpool, bă, Liverpool e așa, de un loc 3. Da, bă, deci echipe mari, vom vedea, vom rămâne, vom vedea PSG, de ce nu PSG, ar fi interesant așa în Franța, n-am jucat în veci în Franța, că nu prea sunt eu mare fan de fotbal francez, dar... Nu de jucători francezi, mai nou jucătorii francezi sunt foarte buni în FIFA, dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Eu chiar aș vrea să primesc o ofertă de la un club, dar nu cred că o să primesc așa ofertă dacă nu mă pun pe lista de transferuri, plus că ar fi foarte greu până mă pun ăștia pe lista de transferuri, tot voi zice de vreo nu știu câte milioane de ori. Poate rămânem la Torino sezonul ăsta, dacă primim ofertă, primim, dacă nu mai rămânem sezonul ăsta la Torino, care oricum imediat se termină sezonul, că mai nu fac multe videouri, ați văzut ea deja, una, două, suntem deja la mijlocul sezonului, deja e perioada de transferuri, toate cele, vedeți ce repede au trecut, nu ok, minutul vreo 32 acolo, 32, zic dăm sim the rest of the match, am jucat acolo cât de cât, n-am reușit să dau un gol rapid, apem, zai, dă-l încolo. Și da, aici urmează un meci de cupă împotriva celor de la Genoa, care m-ar tenta să joc, fiind în cupă, vreau să am și niște puncte acolo, niște goluri date în cupă, că și aia ajută, cum ar fi meciurile europene. Și da, rămâne de văzut, am reușit să ating obiectivele care mi le-a pus aici antrenorul și aici poate că am greșit eu, că nu prea m-am jucat în acele meciuri și dacă nu te joci tu văd că nu prea reușește să prindă obiectivele, dar n-ar trebui să mi se ducă dracu treaba și toate cele. Oricum, vreau să văd aici la actions. Văd că nici o echipă nu este interesată de mine, presupun cum de-abia am ajuns la echipă, totuși la jumătatea sezonului deja pot să achiziționez jucătorul. Numai dacă nu mai pune eu pe lista de transfer, mă gândeam eu, oricum hai să jucăm măcar jumătate de repriză din acest meci de cupă și da, rămâne de văzut ce o vom face.
Param pam pam, iar pe Stadio Europa aici versus Genoa, dar de data asta suntem în Cupa Team. Sper să dau acolo și niște goluri în Cupa Team. De obicei, culmea, de obicei, de foarte multe ori se întâmplă ca în cupe să dai de mai multe ori goluri, să dai mai ușor goluri, de exemplu, dacă se face un bioprost sau ceva genul. În cupe ai șansa mult mai mare să dai goluri în cupe decât în însăși campionat. Nu știu exact motivul, poate că în cupe ăștia joacă de multe ori cu rezerve sau ceva de genul, dar mie așa mi se întâmplă de obicei, dau multe goluri în cupe. Mă, ce drept, nu prea am jucat în aceste cupe și puteam să joc contra echipele alea mici și toate cele și după aceea făceam o grămadă de goluri și chestii, dar unde e distracția? Că sunt echipe mici, na, de la încolo deja, bă, deja suntem Hagi, deja, bă, avem un OVR acolo, avem o prestanță, avem și noi o chestie acolo, man, na, bară, du-te, mă, bară, am dat-o în bară la propriu. Hai, mă, să o dau așa în bară, mă, la propriu. Așa ceva. Oricum, hai, băieții, vreau și eu măcar un goluț acolo. Un gol, un gol, un gol, un gola, un gole, un gole. Un gole, eu doresc un gole. Un gloc, hlub, șmul, hlub. Bun, hai, rapid, până nu-mi dinamitează ăștia blocul, că poate fi zis ceva în jurătura aici în barabă. Bun, hai, dă-i! Aproape să mă faulteze la, da, ia am și dat așa, mă gândeam că pot scot de un fault, dar văd că n-am reușit să scot. Și hai, băieții, perfect. Hai, grijă, du-te sus, așa, eu dăm la Perez. Foarte bine, Perez, acolo. Foarte prost o dată, foarte prost o dată. Mai că nu i-o dat-o în brațul ăla. Ai grijă, Perez, nu te grăbi, n-am, mă rog, adică am dat-o cam tare în pieptul ăla, așa, la zici care cea piept de scânduri în puii mei, cum o sărit mingea din pieptul lui. Hai, bă, Kofi Kingston, du-te, dracu, Kofi, Perin, ok, suntem în repriza, nu prea s-au întâmplat multe, Așa, nu prea au fost șanse decât faza aia mea, i-am dat-o în bară și după aceea, nu știu, nici echipa nu tare m-a mai ajutat tare mult, dar, na, și am întât încercat să mai fac pase, chestii, să mai, na, să mai ajut și eu un pic echipa, că, na, pui mei, hai să vedem dacă reușim ceva din corner, hai să vedem, mă poziționez și eu pe aici, pe undeva, așa, stai că o dă, Na, bine, odată drept în la Kofi, degeaba, puteai fi oriunde, dacă o dă așa hăpt în Kofi. Bun, oricum, voi da sim la restul de match și vedem noi da de reușește Torino să câștige în acest match. Și, Torino câștigă, perfect, AC Milan trece mai departe de Chievo, Lazio trece mai departe de Cagliari, Napoli trece mai departe de Pescara. Și rămâne să vedem cealaltă parte a tabelei, încă nu mi s-a încărcat acolo. Și da, eu o să vă zic în felul următor. Acum aici o să termin video puțin mai repede, poate. Ia, mă, Milanul pe locul întâi. Bravo, Milan. Superb, bravo, Milan. Eu poate că nu știu, vă întreb pe voi, eu acum clar nu o să primesc nicio ofertă dacă rămân așa. Vă întreb pe voi dacă vreți să mă pun acolo pe transfer sau nu. Deci, iarăși o să fac un stropul sau ceva, nu știu încă. O să vedeți voi în link-ul în descriere ce alin dacă este așa de stropul să mă pun pe lista de transferuri, da sau nu. Deja valorez o avere aici și pentru Torino ar fi o avere să primească atâția bani pe mine. Dar chestia este următoarea și asta știu că pe mulți o să vă enerveze și o să înceapă iar scandaluri și alte chestii și asta aș vrea eu să evit. De-aia încă mă gândesc. În sensul în care știu că o să primesc niște oferte de la echipe, mult mai bune ca și Torino și mult mai faine. Doar că vor fi în alte ligi. Deci vor fi gen Spania, Anglia, cum vă ziceam eu, Franța, Anglia, bla bla bla. Și o tare mult mi-aș dori să rămân în Italia. Deci asta este chestia. Deci m-aș putea pune pe lista de transferuri, dar aș accepta orice oferte de la echipe italiene. Și așa știu că poate să-mi apară anumite oferte foarte mari și eu dacă le refuz, că eu chiar îmi doresc foarte mult să fiu goalgetter al Serie A,
normal că mulți o să înceapă să comentezi, bă, da, de ce nu te-ai dus acolo? Bă, da, de ce nu te-ai dus acolo? Bă, da, de ce nu te-ai dus acolo? Că de parcă n-am zis în video de vreo 14 ori vreau să câștig titulatura de golgetter în seria, dar nu, de ce nu te-ai dus acolo? Și da, știți voi restul. Bun, oricum, sper că v-ați distrat, sper că v-a plăcut, mai mă gândesc și eu ce și cum rămâne, că oricum îmi place și la Torino, ia ce departe am ajuns peste de la Torino. Și rămâne de văzut, oricum timpul trece repede, ia, imediat terminăm iarăși un sezon, nu mai mult, și da, Hagi tot evoluează, toate cele, desigur, cu ajutorul vostru vom continua să facem în ce mai multe video și toate cele, nu uitați să vizualizați video-ul pe întregime, să dați like și toate cele, dezactivați adblock-ul, bla bla bla, ne auzim pe data viitoare, numai bine, ură și la gară, bye bye!